Bună ziua tuturor și bine v-am regăsit la un nou videoclip. De această dată este un videoclip pe variante. Și avem varianta numărul 1 și varianta numărul 2. O să vă rog să vă alegeți una dintre cele două variante cu care considerați că rezonați cel mai bine sau să le ascultați pe ambele și să luați doar ceea ce vi se potrivește. Țineți cont că este o etalare generală, nu personală și nu vi se poate potrivi tuturor sau vi se poate potrivi doar o parte din ceea ce spun, nu 100%, da? Bun. Dar haideți să trecem la etalarea noastră, să vedem exact ce urmează pentru voi, pentru cei de la prima variantă. Haideți să vedem. Oare ce urmează pentru voi? Ce urmează pentru voi? Așa. Hai să vedem. Să știți că chiar dacă acum lucrurile între voi și cealaltă persoană nu sunt tocmai drăguțe, pe parcurs, până la finalul lunii, ele se vor rezolva, ca să le spunem așa. Aici văd că predomină destul de mult zodiile de apă. Dar avem și zodii de foc, avem și zodii de aer, dar avem destul de puține de pământ. Printre cele de pământ poate să fie două, trei zodii, nu foarte multe, da? Așa că dacă nu vă regăsiți în această etalare, nu e niciun fel de problemă. Sau puteți avea... să fiți zodie de pământ și ascendentul într-un alt element, da? Bun. Ceea ce vreau să spun aici este faptul că văd că pe voi persoana dragă v-a dezamăgit foarte mult. De ce spun că v-a dezamăgit foarte mult? Pentru că voi aveți impresia că aici totul are un sfârșit, totul are un final, totul este terminat și așa mai departe. Cumva voi gândiți că există un final, că această persoană nu se va schimba, că această persoană nu face pași, că această persoană nu spune te iubesc, că această persoană nu va face anumite lucruri înspre voi. Pentru că această persoană, într-adevăr, până în acest moment a refuzat foarte multe lucruri să le facă, chiar dacă voi ați atras atenția. Această persoană până în acest moment a crezut că totul îi se cuvine, că voi veți fi acolo de fiecare dată când această persoană plânge și așa mai departe. Bun, însă de această dată lucrurile stau cu totul și cu totul diferit. De ce spun acest lucru? Pentru că îmi este foarte clar că voi în acest moment respingeți ideea că se mai poate rezolva ceva cu persoana la care v-ați gândit când ați ales această variantă sau poate că refuzați inclusiv să credeți că mai poate apărea în viața voastră o persoană nouă care să vă facă fericite. Sunteți atât de dezamăgită încât considerați că sunteți la pământ, încât considerați că pentru voi nu va exista niciodată persoana care să vă iubească în adevăratul sens al cuvântului. Dar, ce să vezi, și pentru voi există o astfel de persoană. Și nu în puține cazuri vorbim inclusiv despre această persoană care poate a făcut parte din viața voastră până în acest moment,
O persoană care până acum a vrut să fie o persoană rece, o persoană dură, o persoană care a vrut să arate că este lipsită de sentimente, o persoană care și-a văzut doar interesul propriu până în acest moment, a vrut doar să, până în acest moment, doar să zicem așa, să profite. Însă, ce să vezi, lucrurile se vor schimba. Dar vom lua fiecare pas cu pas. Voi sunteți persoane independente, sunteți persoane apreciate de foarte multă lume și chiar veți încerca să atrageți atenția altor persoane. În momentul în care veți începe să atrageți atenția altor persoane, în acel moment, persoana de care voi sunteți îndrăgostită, persoana care v-a părăsit, care v-a dezamăgit, ce să vezi, face un pas înspre voi și chiar își dorește o împăcare cu voi. Își dorește un nou început cu voi. În momentul în care voi vă detașați, așa cum am spus, și, nu știu, mergeți undeva, puneți o poză pe internet, pe rețelele de socializare și vede că primiți foarte multe aprecieri, în acel moment, această persoană la care voi v-ați gândit se activează. Pentru că nu-i sunteți chiar atât de indiferentă pe cât a vrut să pară. Lucrurile în cazul vostru o să se întâmple destul de rapid. Și dacă întrebarea voastră este dacă această persoană vă va contacta curând, să știți că, da, într-adevăr, acest contact, da, va veni foarte curând. Chiar dacă vorbim despre un simplu mesaj. Dar asta nu înseamnă că nu vă contactează. O să spuneți unele dintre voi sau unii dintre voi, păi da, este blocat sau m-a blocat sau ceva de această natură. Stați liniștiți, liniștite că va găsi o cale de comunicare cu voi și poate cine știe, chiar dacă v-a blocat, vă deblochează sau poate că voi vă gândiți, hai să-l deblochez, să văd ce am mai postat sau mai știu eu ce și în momentul ăla, ce să vezi, vine și mesajul din partea acestei persoane. Însă, ceea ce trebuie să vă gândiți voi este că această persoană este ceva de genul. Dacă nu ești a mea, dacă nu rămâi cu mine, nicio problemă, îți doresc tot rău din lume. Adică e acel gen de persoană care își dorește răzbunare. Și aici este bine să fiți foarte atente din acest punct de vedere. Însă, uite ce să vezi, că da, într-adevăr, intră o nouă persoană în viața voastră. Această nouă persoană va intra foarte curând. Când zic foarte curând, mă refer la maxim o lună de zile, dar poate intra foarte repede, adică se poate întâmpla și mâine, se poate întâmpla și peste o săptămână, adică nu e pentru toată lumea la fel că se întâmplă peste o lună de zile. Doar că aici trebuie să fiți voi atentă, dacă într-adevăr vreți această persoană sau nu în viața voastră. Însă pentru foarte multe dintre voi, această situație de a intra această persoană în viața voastră se întâmplă până pe 20 martie, 22 martie, ceva de genul. Bun, aici mai încă un amănunt pe care vreau să vi-l spun este faptul că această persoană la care voi v-ați gândit și când ați ales această variantă, va încerca în perioada imediat următoare să iasă în evidență cu ceva. De ce vrea să iasă în evidență cu ceva? Pentru că este genul de persoană care îi place să fie lăudat, să fie admirat, da? Și totodată pentru a vă face pe voi geloși sau geloase. Aici un pic de atenție cum gestionați această situație, dacă faceți voi primul pas sau nu, pentru că da, într-adevăr, această persoană, chiar dacă a greșit, își dorește
ca tot voi să faceți primul pas spre împăcare. Persoana la care voi v-ați gândit este o persoană foarte entuziastă în felul cum arată, în comportamentul său și chiar are o încredere de sine foarte mare, mai ales în sensul că dacă, să zicem, postează ceva pe rețelele de socializare încât să vă facă geloși-geloase, voi imediat acționați. Este genul de persoană care este destul de copilăroasă și are un comportament destul de impulsiv. Este genul de persoană care face pași și preia inițiativă, dar abia în momentul în care vede că nu poate obține ceea ce își dorește. Această persoană, într-adevăr, are o conexiune cu voi, dar este o conexiune bazată pe plăcere. Să nu vă fie de mirare dacă această persoană, pentru a vă ține lângă el sau lângă ea, vă propune să faceți un copil împreună sau ceva de această natură. Într-adevăr, această persoană știe cum să vă facă să vă simțiți bine. Știe cum să vă facă să vă simțiți poate uneori copii. Știe cum să vă răsfețe, doar că aceste răsfățuri vin doar în momentele de criză, în momentele în care vede că vă poate pierde, în momentele în care știe că nu mai are nicio șansă dacă nu își schimbă puțin comportamentul. În momentul în care are din nou siguranța că voi sunteți acolo, în acel moment deveniți voi cei cele care vă simțiți destul de limitate și simțiți că nu aveți suficientă siguranță lângă acest om. Da, într-adevăr, dacă vă doriți această relație să meargă pe mai departe, să știți că se poate, niciun fel de problemă, însă să știți că veți face foarte, foarte multe compromisuri și știți cum se mai spune, vă veți îmbăta cu apă rece. Dar dacă asta vreți, nu, nimeni nu vă judecă pentru acest lucru. În foarte multe cazuri, această persoană la care poate voi v-ați gândit are oricare zodia leu, ascendent, lună, are ceva în zodia leu. Sau în zodia gemeni, pentru că predomină destul de mult, sau balanță, poate să fie și această zodie, dar are ceva în aceste trei zodii pe care le-am, sau poate pești, da? Pentru că este are ceva într-o zodie duală, pentru că are acest comportament de dualitate, chiar dacă are lună, planetă și așa mai departe, într-o zodie duală. Voi se poate întâmpla să vă doriți o familie lângă această persoană sau poate chiar să fiți o familie împreună cu această persoană, însă trebuie să țineți cont de un lucru, că această persoană în fața tuturor postează ca o familie fericită, ca o relație fericită, plină de iubire, plină de afecțiune și așa mai departe. Însă, această persoană nu este în totalitate deschisă față de voi. Nu este deschis nici în discuții și are, așa cum am zis, propriul interes, este o persoană destul de egoistă, este o persoană, aș putea să zic uneori chiar malefică, este acel gen de persoană care spune, eu obțin ceea ce îmi doresc, indiferent că ție îți place sau nu. Și atunci această persoană face anumite lucruri
pentru a obține ceea ce își dorește, indiferent că face lucruri pozitive sau negative. N-ar fi nimic exclus ca în ultima perioadă voi să fi avut coșmaruri și să nu înțelegeți de ce ați avut acele coșmaruri, pentru că voi sunteți o persoană credincioasă, voi sunteți o persoană cu frică de Dumnezeu, voi sunteți o persoană empatică și așa mai departe, altruistă și așa mai departe. Însă ați avut acele coșmaruri pentru că această persoană a făcut lucruri nu tocmai curate pentru a vă atrage din nou în viața sa. Acum, eu aici cred că voi ați avut deja niște discuții cu această persoană în legătură de ceea ce ține de partea de familie, dar această persoană cumva v-a spus, da, mai lasă-mă în pace cu familia, da, lasă că avem timp, și cumva a ignorat această discuție dintre voi doi. Bineînțeles că acest lucru pe voi v-a dezamăgit destul de mult și cumva ați spus pas. Însă, să știți că această persoană vă mai caută în continuare, încă nu se dă bătută din a comunica cu voi și atâta timp cât comunicați cu această persoană, îi veți da curaj și încredere pentru o împăcare. Această persoană nu e că dacă voi îi spuneți gata, o terminăm definitiv și înțelege ce înseamnă a termina definitiv. Această persoană înțelege să spună stop abia în momentul în care într-adevăr vede că nu mai are șanse, dar până atunci va încerca. De asta este bine, pe cât posibil, dacă deja v-ați despărțit de această persoană, să încheideți orice tip de comunicare, pentru că altfel nu veți scăpa de această persoană niciodată. Dacă într-adevăr vreți să mergeți înainte cu această persoană, bineînțeles că puteți merge fără niciun dubiu, însă v-am spus, dorința acestei persoane de a avea un copil cu voi, de a face un proiect împreună cu voi pentru a vă ține legați, legată de această persoană, da, o să facă. Dar asta nu înseamnă că dacă voi sperați ca această persoană să se schimbe, dacă voi sperați că dacă vă căsătoriți cu această persoană, această persoană este un alt om, să știți că, din punctul ăsta de vedere, voi greșiți. Gândirea asta este greșită. De ce? Pentru că, mai ales atunci când sunteți căsătoriți, căsătorite cu această persoană, atunci această persoană consideră că are toate drepturile asupra voastră. Într-adevăr, aici putem vorbi inclusiv despre o persoană care poate să pară inocentă, da? Pentru că am spus că este o persoană destul de copilăroasă și este posibil în unele cazuri să pară inocentă. Nu neapărat că poate face anumite lucruri necurate, dar cel puțin poate gândi destul de negativ. Iar în momentul în care această persoană gândește negativ și transmite, așa cum transmite când gândește ceva pozitiv, la fel transmite telepatic și când gândește ceva negativ. De asta spuneam că este posibil să fie avut coșmaruri, e posibil să, nu știu, să vă fi împiedicat, este posibil din senin să vă fi apucat nu știu ce durere pe care poate n-ați avut-o niciodată până în acest moment și așa mai departe. Deci aici un pic de atenție în tot ceea ce ține de această persoană și dacă într-adevăr vă mai doriți această persoană în viața voastră sau nu. Eu, din câte văd aici, încă legătura dintre voi doi nu s-a terminat. Dar, bineînțeles că depinde de fiecare în parte cum veți acționa. Să trecem mai departe și la varianta numărul 2. Hai să vedem și pentru cei de la varianta numărul 2. Aici mi este foarte clar că această persoană este la distanță de voi în acest moment și are foarte multe regrete.
Nu cred că este vorba despre o persoană cu care mai sunteți împreună în acest moment sau cu care mai formați un cuplu. Dar să vedem totuși, iasă. Bun. Păi, în primul rând, aici, indiferent de când nu mai comunicați cu această persoană, indiferent de dacă vă mai doriți ceva sau nu de la această persoană, să știți că această persoană poate că, uite, pe data de 8 martie, pentru că avem foarte mulți de 1 și 8, da? Și chiar 9 avem, da? Văd, avem destul de multe cifre repetitive. Să știți că, într-adevăr, această persoană vă contactează și poate vă contactează trimițându-vă un mesaj frumos pe data de 8 martie. Nici nu știu exact astăzi când înregistrez ce dată este. Da, este astăzi când înregistrez, e 7, deci da, poate să fie vorba și de data de 8 martie, că vă contactează, vă trimite un mesaj. Un mesaj cu care își dorește să vă impresioneze. Însă, ceea ce mi-atrage aici foarte mult atenția este faptul că această persoană este un pic sau mai mult căsătorită. Când mă refer la un pic mai puțin sau mai mult, mă refer la faptul că poate avea o relație destul de stabilă sau, într-adevăr, poate fi căsătorit cu acte. De asta mă refer mai puțin sau mai mult. Această persoană, la un moment dat, a făcut o alegere. În momentul în care a făcut acea alegere și a renunțat la voi, a considerat că a câștigat, că este iubit sau simte iubire pentru cealaltă persoană sau că a găsit iubirea lângă cealaltă persoană. Însă, ce să vezi, acum regretă că a făcut alegerea pe care a făcut-o. De ce? Pentru că această persoană, fără voi, a bătut pasul pe loc sau chiar a mers înapoi ca racul. Această persoană a avut nevoie de conștientizare la ceea ce se întâmplă. A crezut că prin ceea ce a făcut va câștiga inclusiv din punct de vedere financiar, însă ce să vezi, și-a dat seama că acel câștig financiar pe care și l-a dorit a fost în perioada în care a fost alături de voi și doar alături de voi această persoană are acest câștig financiar, însă nu a știut cum să îl prețuiască. Acum, această persoană va lua legătura cu voi, așa cum am spus, printr-un mesaj. Însă, ce să vezi, pe voi acest mesaj nu vă mai impresionează. Pentru voi, acest mesaj este ca o... Nu putem să-i spunem ca o alinare, dar îi putem spune, ok, mi-ai făcut mesaj să fii sănătos, de ce n-ai făcut mesajul când a trebuit și așa mai departe. Nu vă impresionează cu absolut nimic. Sau o parte dintre voi îi spuneți acestei persoane că dacă își dorește să revină la voi, va trebui să facă pasul decisiv. Însă, ce trebuie să țineți voi cont este faptul că această persoană nu va face nici de această dată pasul decisiv. Vă va amâna, vă cere să faceți compromisuri, vă va cere să aveți răbdare, vă va cere să fiți prezentă acolo de fiecare dată, dar asta nu înseamnă că va face un pas diferit. Este o persoană destul de egoistă, este o persoană care își vede propriul interes, este o persoană care își dorește să acumuleze tot mai mult, dar din ceea ce au alții, pentru că această persoană, prin munca sa, nu va obține niciodată atât cât își dorește. Mai ales că această persoană, indiferent
cât de mult ar avea, tot nemulțumit sau nemulțumită este. Și atunci, această persoană acționează cumva prin tot ceea ce face această persoană prin acțiunile sale, este o acțiune la nimereală sau la ghici, cum vreți voi să o numiți. De ce spun acest lucru? Pentru că această persoană nu se gândește la pașii pe care îi face. Adică, dacă vă contactează, o face gândindu-se, dacă îmi răspunde, îmi răspunde, dacă nu îmi răspunde, niciun fel de problemă. Dacă vrea să ne întâlnim, ne întâlnim, dacă nu, adică în acest moment cel puțin se gândește că nu mai are nimic de pierdut și dacă voi îi răspundeți, are doar de câștigat. Această persoană este genul de persoană care își dorește apreciere, își dorește laudă, își dorește ca lucrurile să evolueze într-un sens pozitiv pentru el sau pentru ea, însă, ce să vezi, acțiunile sale sunt exact pe dos de cum își dorește. Adică își dorește să aibă laude, își dorește să aibă victorie, dar ce face? Nu face nimic din care să îi aducă această victorie prin muncă proprie. Această persoană își asumă, așa cum am spus, foarte multe riscuri. Este genul de persoană care aveți impresia că e vai, e victimă, e inocentă, dar de fapt nu este așa. Are dorință de a începe relații noi. Are dorință de a reîncepe relații vechi. Este un spirit liber și are acțiunile, așa cum spuneam, destul de negândite. Este genul de persoană care consideră că poate face ce își dorește, indiferent dacă se află într-o relație sau nu. Este genul de persoană căreia îi place să atragă atenția. Este un foarte bun comunicator. Este, când mă refer la bun comunicator, mă refer la faptul că știe cum să agațe. Da? Dar cam atât. În rest, nu prea mai e bun comunicator. Are tendința de a se centra pe sine destul de mult. Are voință în a face ca întotdeauna să câștige, chiar dacă nu are dreptate, chiar dacă lucrurile nu sunt în favoarea sa. Da? Deci, este un foarte bun strateg pentru interesele proprii. Este genul de persoană posesivă, geloasă, până la extrem. Și are un control asupra partenerului sau partenerei. Adică eu am voie să te înșel, dar tu n-ai voie să mă înșeli. Eu am voie să te trădez, dar tu n-ai voie. Eu am voie să te mint, dar tu n-ai voie. Deci da, cam așa gândește această persoană. Ma, bineînțeles că depinde doar de voi în această situație, dacă mai acceptați o astfel de situație sau nu o mai acceptați. Această persoană este în permanență se simte o victimă. În permanență simte nevoia de a se apăra. Este o persoană perseverentă, dar care își impune zidurile personale, inclusiv în sentimente. Persoana nu vrea să pună sentimente, se detașează din punct de vedere emoțional destul de ușor. Da, este genul de persoană care îți spune probabil cuvântul te iubesc, cum spune bună ziua. Dar asta nu înseamnă că sentimente are și sentimente. Asta nu înseamnă că prin ceea ce spune și simte. Nu, așa cum am zis, este un foarte bun comunicator. Și știe ce să spună, cum să spună, ca să atragă persoanele de sex opus. Acum, e clar, cu cât voi sunteți mai
vulnerabile, cu atât sunteți mai ușor de cucerit. Și atunci această persoană și caută astfel de persoane ușor vulnerabile. De ce? Pentru că să le cucerească și să se simtă un adevărat prinț, un adevărat Don Juan, da? Dar de fapt realitatea este cu totul și cu totul alta, că dacă ar fi să privești per ansamblu, ai vedea că este un om, aș vrea să zic o persoană, pentru că mă refer atât la femei cât și la bărbați. Este acel gen de persoană, voi dacă sunteți femei vă gândiți clar la bărbat, voi dacă sunteți bărbați cei care ascultați vă gândiți la o femeie, da? Este genul de persoană care, aș putea să spun, este săracă cu duhul. Și atunci nu cred că această persoană are credință în Dumnezeu, cred că da, poate să creadă într-o altă entitate, dar pentru această persoană cred că cumva spune Dumnezeu nu există, Dumnezeu mai știu eu cum și așa mai departe. Nu este, este mai mult o persoană atee decât o persoană care să creadă în Dumnezeu foarte mult. Chiar dacă zice că crede în Dumnezeu, faptele sale dovedesc exact contrariu. Da? Și voi vă puteți da seama de fapt cum este această persoană în realitate. Dar așa cum am spus, da, această persoană se reîntoarce la voi fără niciun fel de dubiu, fără niciun fel de problemă, însă asta nu înseamnă că dacă se întoarce la voi și acționează în consecință, ci acționează la fel cum a făcut-o și până acum. Dar nu văd nimic pozitiv din această situație dacă vă împăcați cu această persoană, pentru că, așa cum v-am spus, această persoană nu o să vă aleagă doar pe voi. Întotdeauna va mai avea și altă opțiune. Dar nu vă oprește nimeni să încercați și să acceptați această persoană în viața voastră. Cam astea au fost informațiile și pentru voi cei de la varianta numărul 2. Eu vă mulțumesc că m-ați ascultat și vă doresc o zi cât mai frumoasă în continuare și un 8 martie cât mai minunat, plin de sănătate în primul rând, fericire și absolut tot ce vă doriți. La revedere!